Delicată situația acestei partide, România-Chile, pentru că nici România, nici Chile nu merg la campionatul mondial. În săptămânile astea premergătoare turneului final, echipele de obicei fie se pregătesc pentru a merge la campionatul mondial, fie sunt sparring partner pentru alții care merg la campionatul mondial și tot ai ceva de câștigat din treaba asta. Dar să fii sparring partner pentru o echipă care și ea la rândul ei este tot sparring partner și mai mult de atât va juca și cu rezervele, o să vedeți, e un lucru destul de neplăcut. Altfel, nici n-aveai ce să faci pentru că, ok, așteptăm celelalte meciuri amicale, celălalt meci amical care urmează, însă până atunci ce făceai? Țineai jucătorii pe bară și așteptai să vină data respectivă? Cam greu. Altfel, situația este ingrată pentru fotbaliști. De ce? Pentru că ei nu s-au calificat la campionatul mondial și în loc să meargă în vacanță, acolo unde cu siguranță și-ar fi dorit la capătul unui sezon, iată, stau după aceste partide amicale care, în cazul întâlnirii România-Chile, nu au niciun sens. Tocmai de aceea vă sfătuiesc ca pariul pe care îl veți face la România-Chile să fie unul nu neapărat prudent, pentru că nu cred că există pariuri prudente și știți despre ce vorbesc, ci mai degrabă să fiți prudenți din punct de vedere al banilor pe care investiți. Să nu pariați mulți bani, pentru că e un meci care, vă spuneam, se desfășoară în condiții un pic ciudate din punctul ăsta de vedere al motivației. Ideea este în felul următor. Victoria României are cota 3, însă favorita este Chile cu o cotă de 2.40 la victorie. 3.35 este cota pentru un rezultat de egalitate și am mai scos câteva pariuri, câteva idei de pariere în cote atractive, cote interesante din oferta Unibet. Nu sunt ponturi, ci sunt doar idei pe care le-am găsit acolo, care ne-au plăcut și pe care le trecem în revistă. România îți dă cel puțin două goluri, o cotă de 2.95. Vă reamintesc că România vine după două rezultate foarte bune. A bătut-o pe Israel cu scorul de 2-1 într-un meci amical și tot în amical a câștigat 1-0 contra Suediei. Asta demonstrând încă o dată ceea ce se știe foarte bine despre România, și anume că e una dintre cele mai puternice echipe din lume atunci când e vorba de meciuri care nu contează, de meciuri amicale. De partea cealaltă, cei din Chile, la rândul lor, vin după o serie de amicale disputate în luna martie, 2-1 cu Suedia și 0-0 cu Danemarca. Ei bine, alături de această cotă, România marchează cel puțin două goluri, mai avea România să câștige cel puțin o repriză la 1.98 și Mitriță să marcheze o cotă de 4.90, în ideea în care am încercat să speculăm puțin pe forma pe care o arată atacantul Craiovei. Atacant al Craiovei care, dacă vă aduceți aminte, în partida cu Suedia a întâmpinat anumite dificultăți specifice lui, el fiind un jucător cu un fizic nu foarte impunător, ba mai degrabă dimpotrivă, s-a văzut de multe ori scos de pe traseu, eliminat din, scos din joc, să spunem așa, de masivii fotbaliști ai Suediei. N-o să fie cazul cu Chile, pentru că nici Chile nu are jucători de o talie deosebită, însă Mitriță în partidele astea cu jucători înalți și puternici, cred eu că va avea de multe ori probleme. E bine, am selectat două ponturi. Și anume, România marchează la o cotă de 1.37, vă spuneam că România e campioana meciurilor amicale și un gol marcat de România are o cotă 1.37, nu e chiar o cotă foarte mare, dar avantajul la acest pariu este că în tabăra adversă, marile vedete ale chilienilor sunt în vacanță, adică exact acolo unde ar fi trebuit să fie, nu e nicio surpriză că lucrurile stau așa. Claudio Bravo, Vidal și Alexis Sanchez sunt toți în vacanță în momentul de față, nu joacă cu România. Și tot pentru partida noastră am mai selectat varianta de scor corect 1-1 la o cotă de 6 și 10. Eu știu,
un bănuț acolo, cât credeți dumneavoastră că merită, zic eu că e un pariu care merită luat în considerare. Din tabăra noastră lipsesc câțiva jucători, dar nu lipsesc la modul propriu, adică fix pe ăștia vrei să iei și ei nu pot fi selecționați. Spre exemplu, Florin Andone. Florin Andone oricum nu a mai fost selecționat în ultima vreme și cota lui este în cădere. Așadar, faptul că nu joacă nu e chiar o surpriză. Pintilii, să spunem că ar fi o absență, dar gândind totuși prin prisma faptului că vârsta jucătorului este destul de avansată din punct de vedere sportiv, poate absența lui e mai degrabă de bun augur, fiindcă se poate odihni mai bine pentru meciurile care contează cu adevărat. Cheșeru, iarăși, n-a fost selecționat în ultima vreme și nu mi se pare o soluție viabilă pentru națională. La Tovlevici, în disgrație în Turcia la Galatasaray, și de asemenea Vlad Chiricheș, un fotbalist pe care eu nu-l vreau deloc la echipa națională. Un fotbalist extrem, extrem de slab, pur și simplu comic acest Vlad Chiricheș, jucătorul jurul căruia Cosmin Contra vrea să reconstruiască naționala. Părerea mea este că atunci când îți dorești să reconstruiești naționala în jurul lui Vlad Chiricheș, proiectul tău este de la bun început sortit eșecului, da? Capitan de echipă și omul pe care ne bazăm. De ce ne bazăm? Nu se știe. Mergem mai departe. Haideți să vedem câte ceva despre următorul subiect.